avea frânturi și din legea lui Moise și bucăți din cum se spune, din Tora, dar avea și închinare la idoli în muntele Garizim. Avea închinări de astea străine, păgâne. Și ei s-au pervertit și era obiceiul. Dacă samarinenii trebuiau să treacă prin Iudeia, ocoleau că îi scuipau iudeii și nu îi suportau, dar și iudeii, dacă aveau de mers undeva, ocoleau Samaria și mergeau pe altă cărare, numai să nu treacă prin ținutul lor, că sunt spurcați. Și noi știm episodul de la fântână, când Iisus îi spune femeii samarineni și dăm să beau. Și aia spune, păi dacă ai fi știut, dacă ești iudeu și eu sunt samarinean, cum îmi ceri tu mie să bei? Și atunci Iisus nu aprinde conflictul cu disputa dintre samarineni și iudei. Îi spune, da, dacă tu ai fi știut cine-ți cere să bei, tu i-ai fi dat să bea și ai fi primit apa vieții și n-ai mai fi însetat niciodată. Și atunci femeia care știa puține scripturi a intrat cu el în dialog. Păi, dar tu cumva ești mai mare ca părintele nostru, Avram? Cum tu ești mai mare? Mai mare ca părintele nostru, Iacov? Ce spui tu acolo? Și a spus, eu sunt Mesia. Deci, iată, Iisus s-a descoperit în fața unei samarinence că este Mesia, nu în fața unui iudeu. Nu i-a spus învățătorului de lege, vezi bă, că discuți cu Mesia. Nu, l-a lăsat să greșească. Și a arătat că samarineanca a avut această chemare de a fi convertită și să-și convertească tot siharul. Și ne întoarcem la oaia noastră. Samarineanul vine și când îl vede, deși era iudeu, nu i-a fost silă, nu i-a fost greață, a uitat ura, a uitat răzbunarea, erau foarte iubitori de lege. Pentru ei legea era sacră. Pe când ne arată Iosif Flaviu în Antichități Iudaice, că Sinedriul făcuse mii și mii de legi care le călcau și mai mult împovărau poporul decât ajutau. I-a legat rănile, le-a uns cu un de lemn, le-a uns cu vin, care înseamnă maslu și vindecarea, taina sănătății, vinul care înseamnă taina împărtășaniei, pentru că vorbim de vinul liturgic, l-a pus pe dobitocul său și l-a dus la o casă de oaspeți să poarte grijă de el. Trec peste episod și biserica trebuie să poarte grijă de orice slăbănog, indiferent de unde vine, indiferent de ce religie este, indiferent de cine este, trebuie să-l întoarcă la dreptul adevăr, la dreapta dogmă, la dreptul Dumnezeu, și să-l transforme din tâlhar de cuvinte sfinte în cunoscător de dogme sacre. Deci când ne jucăm cu citatele din Scriptură ca în regulile de circulație sau ca la rebus, atunci mâniem pe Dumnezeu. Dogmele sunt sacre. Citatele sunt puierile. Ele vin să întărească și să adeverească cuvântul, dar desfăcute una de cealaltă n-au niciun folos. Sunt frânturi și cine schimbă o iotă sau o certă, vrednic este de ghienă. Deci nu te poți juca făcând popice cu cuvintele Sfintei Scripturi. Ori toată Scriptura de la un capăt la un capăt este adevărată, ori o anulezi și n-o citești. Deci nu spui asta îmi trebuie, asta nu-i bun. Sau îmi auzi câteodată în disputele acestea de sectologie când spune, nu, dar la noi spune așa, dar ce e o Scriptură care e la voi și una care e la noi, e una care e a voastră și una care e a noastră. Scriptura este a apostolilor, a profeților, a prorocilor și este a lui Dumnezeu. Scriptura nu e nici a mea, nici a ta. Ortodoxii n-au Scriptură, sectarii n-au Scriptură. Scriptura o are Dumnezeu, El i-a dat-o lui Moise să o scrie, să o trimită pe pământ. Nu faci tu ce vrei din Scriptură, nu ți aparține. Când ai să ai tu drept de autor, vii și schimbi în ea tot ce îți place. Și spune mai departe că a doua zi, scoțând doi dinari, a dat gazdei și a zis, ce înseamnă a doua zi? Că binele trebuie să fie permanent, nu-l faci numai astăzi. Dacă ai făcut azi un bine, nu înseamnă că te-ai și mântuit. Când vorbim de a doua zi, vorbim de nesfârșitul faptelor bune. Deci trebuie să te găsească Dumnezeu în cealaltă zi, ca așa spune și biserica, cealaltă vreme a vieții noastre, în pace și în pocăință, o să vârși la Domnul să cerem. Și aici termin. Capitolul nu mai are rost să ne amestecăm într-o chestiune simplă, intru pe esență. Iisus, de data aceasta, îl obligă pe învățătorul de lege și întreabă, care din cei trei
îți pare că a fost aproapele celui căzut între tâlhari. Adică, într-un fel, spune, mă, cine-i corect? Spune cine deține adevărul? Spune-mi cine păzește legea? Cine păzește Scriptura? Și el nu reușește să pronunțe cuvântul samarinean, îl arde. Cel ce a făcut milă cu el. Vedeți? În mod indirect recunoaște că samarineanul este modelul de care Iisus are nevoie. Cel ce a făcut bine cu el. Și Iisus folosește același termen, aceeași modalitate de abordare și închide gura la fel. Nu-i spune bine, iudeule, mergi și fă bine. Mergi și fă și tu asemenea lui. Deci, dacă vrei să fii desăvârșit și să ai viață de veci, mergi și urmează faptele samarineanului. Mergi și fă și tu asemenea. Deci, ce trebuie să înțelegem noi din Evanghelia de astăzi? Că am terminat-o, ca să nu mai stați încordați. Trebuie să înțelegem că fapta bună nu are granițe. Fapta bună nu are politică. Fapta bună nu are hotare. Fapta bună nu are cultură. Când mă refer la cultură, mă refer la multiculturalismul pe care îl învârtim noi și îl trăim, dar asta nu înseamnă, repet, că dacă unul gândește altfel decât tine, nu-i poți face un bine. Singurul lucru unde nu putem, și l-am lăsat anume la urmă, singurul lucru unde nu putem să numim pe cineva aproapele nostru este într-un singur loc. Spune Sfânta Scriptură așa, și de fapt spune la Psalmi, pe cei ce te-au urât pe tine, Doamne, neprieteni mi s-au făcut mie. Sau pe cei ce te-au urât, Doamne, cu ură nedreaptă i-am urât. Pe cei ce hulesc cuvântul lui Dumnezeu, pe cei ce hulesc numele lui Dumnezeu, aceia sunt și dușmanii lui Dumnezeu, și dușmanii crucii, și dușmanii noștri. N-avem dreptul să-i judecăm, dar avem dreptul să fim atenți cu ei. Deci, cel ce calcă legea și nu respectă legea, are o pedeapsă. Dar cel ce batjocorește legea și nu încape de lege, are altă pedeapsă. Pentru că, iar trebuie să mă repet și o țin nevoia să o repet dintr-un motiv, orice am încercat noi să schimbăm din sclifoselile noastre despre Dumnezeu, despre Biblie, despre biserică, despre legea ortodoxă, despre taina preoției, despre cele șapte taine ale bisericii, se întoarce ca bumerang împotriva noastră. Dumnezeu spune în Scriptură așa, legea pus și nu vor trece. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Eu personal m-am izbit de multe ori, recunosc că sunt și un pic catâr la acest capitol, de tot felul de oameni din ăștia așa mai fițoși, ca să spun așa, și au încercat să-mi explice, părinte, că aici nu-i chiar așa, că uitați că ăla face așa. Domnule, eu nu raportez legea bisericii și a Scripturii la cei ce greșesc. Eu raportez legea bisericii la ceea ce trebuie făcut corect cum cere Dumnezeu. Poate să greșească o mie. Dacă unul singur nu greșește, ăla e mărturia adevărului. În baza două, trei mărturii stă cuvântul adevărului. Dacă 22 de milioane de români mâine se duc toți la altă religie, leapă de creștinismul, leapă de ortodoxia, rad bisericile de pe fața pământului, scot cimitirele, scot crucile, judecata lui Dumnezeu tot se poate face. Știți cu ce? Cu sfinții acestui veac, care au păstrat ortodoxia și au păstrat religia creștină și au păstrat adevărul dogmelor, ei sunt martori la judecate că a existat o lege dreaptă. Nu contează prin număr și prin grămadă și prin expansiune, merg numai religiile occidentale, că ei cred că dacă se extind așa ca râie sau ca psoriazisul sau ca păduchii pe găină și gata, au și spun statistici. Deja suntem 1 milion și nu știu cât. Dacă ești 1 milion și nu știu cât ce, Iisus a fost unul singur. Fecioara Maria a fost una singură.
singură, Moise a fost unul singur, Sfântul Petru a fost unul singur, Atanase cel Mare a fost unul singur, Maxim Mărturisitor a fost unul singur, n-au fost câte o mie. Și totuși ei au marcat veacurile bisericii și au arătat care este legea și adevărul. Deci noi, lângă lege, cunoaștem lumina, așa cum și pe stradă când mergi în întuneric și vezi un bec și spui trebuie să ajung cam la becul ăla. Ești cu ochii pe becul ăla, nu te întorci la cu spatele și mergi aiurea. Deci așa este și Scriptura. Ea este un far și o călăuză și cu cât te apropii mai mult de ea, cu atât la un moment dat destingi omul și îl cunoști. Scriptura te face să te cunoști pe tine. Cercetați Scripturile, că în ele aflați viața veșnică. Dar în același timp ne avertizează, aveți grijă că neștiind Scripturile, vă rătăciți sau vă rătăciți neștiind Scripturile. Deci, Mântuitorul Iisus Hristos ne-a arătat astăzi în Evanghelie că nu oricine citește Scriptura știe Scriptura, și tot Iisus Hristos ne-a arătat astăzi că nu toți cei ce citesc Scriptura știu să tâlcuiască Scriptura și nu toți cei ce se cred învățători de lege știu legea. I-a demonstrat învățătorului de lege că nici măcar nu știa elementarul. Cine este aproapele meu? El a întrebat cu gura lui. Și Iisus i-a spus, cel ce a făcut bine cu el, mergi și fă asemenea. Deci ori de câte ori facem bine, suntem aproapele lui Dumnezeu. Și ori de câte ori facem rău, suntem departele lui Dumnezeu. Veniți, binecuvântații Tatălui meu, să moșteniți împărăția cea veșnică, gătită vouă mai înainte de întemeierea lumii. Și plecați de la mine, nu vă cunosc pe voi, mergeți în focul ghienei a slugilor diavolului și a slugilor lui, că nu vă cunosc pe voi. Deci nu ne cunoaște pentru că am rămas prea mult în întuneric și lumina Evangheliei nu ne luminează fețele. Deci nu ne poate distinge Hristos chipul și asemănarea sa. Pentru că noi l-am lăsat pe el de la lumină și ne-am îndreptat spre celălalt Dumnezeu la întuneric. Exact cum a făcut Adam în grădina Raiului. Stă 4 ceasuri de vorbă cu Dumnezeu și îi spune de unde să mănânce și ce să facă și cum se întoarce Dumnezeu cu spatele și ia nevasta, pe Eva. Am făcut o glumă. Și se duce direct la pomul cunoștinței binelui și răului și se apucă de mânca de acolo. Deși i-a spus, nu mânca că vei muri. Și iată că moartea s-a dovedit a fi până astăzi motivul pentru care noi trebuie să ne chinuim cu fiecare făptură care se naște, să o băgăm în cristelniță de 3 ori la botez în apă, să-i spălăm păcatul zămislirii într-o fără de lege, adică biologic, nu prin cuvânt, moartea cea veșnică și păcatul adamic. Deci de aceea trebuie să murim și să înviem cu Hristos, că de trăim sau de murim a Domnului suntem. Amin.